Cazinoul Sinean găzduiește în această perioadă 3 expoziții cu vânzare. În Galeria Regală se află expoziția de pictură Melancolia clepsidrelor, artistului Ionuț Vișan, iar în sălile alăturate, iubitorii artei pot admira picturile lui Bogdan Mihai Radu și sculpturile în lemn de arțar și de păr realizate de George Ghidănac. Cele 3 expoziții cuprind 87 de lucrări de o frumusețe aparte și sunt deschise tuturor pasionaților de frumos. Programul de vizitare este de la 9 la 17, mai puțin luna este închis, intrarea este liberă, se poate filma, se poate fotografia și luat și alte informații. Localnicii și turiștii care doresc să treacă pragul expozițiilor au timp până la sfârșitul lunii februarie să vină la Sinaia și să se bucure de lucrările expuse la Cazinoul.